De această dată vă salutăm din Iași cu o surpriză frumoasă pentru cea mai scumpă și iubită surioară. O surpriză venită cu toată dragostea din partea surorii din Italia, așa că rămâneți cu noi să-i urăm Doamnei un la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași, știind că astăzi împliniți o frumoasă vârstă. Cineva drag dumneavoastră a ținut foarte mult ca astăzi să vă sărbătorească. Și am să vă întreb pe dumneavoastră dacă cumva bănuiți din partea cuine această surpriză. Eu nu bănuiesc nimic. Cine credeți dumneavoastră? La cine vă gândiți acum? La nimeni. Copiii au fost... Florile sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Noi o să vă cântăm la mulți ani, după care o să aflăm împreună din partea cui vine această surpriză. Așa, avem și un indiciu pentru dumneavoastră. Ia să vedem. Descoperim împreună din partea cui vine. La mulți ani, surioare. Așa. Dacă are... Aflăm împreună imediat. Așa. Am mai multe de asta. Care din ele credeți că... Viorica, doar. Nu. Îi cântăm, Doamne, la mulți ani, după care îi aflăm împreună. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la la mulți ani, vă spunem. Iar acum a venit momentul să aflăm din partea cui vine. Și mesajul spune așa: sora mea iubită, în această zi specială pentru tine îți doresc ca zâmbetul de pe față să nu dispară niciodată, inima să fie plină de iubire și să păstreze doar oamenii demni în ea, lumea să-ți deschidă toată frumusețea sa, farmecul și sinceritatea. Nu lăsa nicio umbră de tristețe sau dezamăgire în suflet. Umple-l doar cu bunătate, căldură și pace. Iubirea să strălucească întotdeauna în ochii tăi. Zâmbetul să fie plin de bucurie, iar fericirea să-ți lumineze chipul. Fiecare zi să-ți aducă clipe și momente pozitive și frumoase. Chiar dacă trec ani, tu să rămâi mereu tânără, soră dragă. Ești un om generos și bun. Nu vreau niciodată să știi durerea. Viața să fie constituită doar din linii albe și să nu ai parte de lacrimi amare în ea. Îți mai doresc să iei întotdeauna doar decizii corecte, iar deasupra casei tale cerul să fie mereu senin, fără nori gri. Fii fericită, scumpa mea, te iubesc mult și încă o dată la mulți ani. Cu drag din partea surorii din Italia, Milica. Nu mă așteptam, sincer, dar eu chiar nu mă așteptam, pentru că... Adică nu prea vorbim așa foarte rar. Dacă distanța este mare... Noi tare sperăm că sufletește a reușit să ajungă aici la dumneavoastră, astăzi. Nu-mi trecea prin cap așa ceva. Eu am zis că doar de la sora mea, de la Petroșani, ei, da, mai... Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să-i spuneți ceva, Doamnei? Ce să-i spun? Nu știu, am emoții, îi mulțumesc frumos. Și aștept să vin acasă, să ne întâlnim, nu ne-am văzut de mult, chiar de mulți ani nu ne-am văzut. Să știți că, doamna... Am mai pregătit și melodie pentru dumneavoastră, care dorește să o ascultăm împreună. Frunzuliță, foaie rară, am pe lume o surioară, și când mă gândesc la ea, îmi râde în piept inima, îmi râde în piept inima. Am pe lume o surioară,
La mulți ani, vă spunem. Mulțumesc. Sănătate multe. El mă iubesc pentru că eu, sora cea mai mică, și am ajutat pe toți. Chiar dacă nu prea vă vorbiți, că așa este acum, timpul nu ne ajunge la nimeni. Nu ajunge timpul. Nu dragostea nu care este între dumneavoastră rămâne pe vecie. Așa este. Sănătate multe și cu Doamne ajută să vă revedeți cu bine, cu Doamna. Mulțumesc frumos.